Doamnelor și domnilor, bun găsit, ediție nouă, direct la subiect. Vorbim astăzi despre, avem așa un subiect interesant, vorbim despre literatură, dar nu literatură de orice fel, literatură contemporană, fantasy, despre autori noi și la modă. Invitata noastră de astăzi e deja așa, are mare vechime în acest domeniu. De când am început noi acest podcast ne-am tot gândit la asta, o chemam, a fost una dintre primele pe listă. Din păcate ea nu mai locuiește la noi în țară, dar tot timpul când vine aici nu uită să treacă și pe la noi, la fel cum trece și prin alte părți unde am văzut că este invitată. A fost deja pe la televiziuni, pe la dat interviuri. Doamnelor și domnilor, Lavinia Călina, autoare de literatură contemporană, cum să zic, fantasy, SF, utopie, de toate felurile. De toate. Bine te-am găsit. Bine ai venit, Lavinia. Noi te-am așteptat, cum am zis de la început, așa te-am avut pe o listă. Ai văzut că ți-am scris, am înțeles noi de ceva luni. Cum vii, gata, te-am... Da. Și am promis că vin și iată. Mulțumim că ai venit. Ocazia. Da, mulțumim că ai venit. Cum am spus, tu nici măcar nu mai locuiești în țară. Da, ești de 5 ani aproape locuiesc în Anglia. Locuiești în Anglia. Dar văd că parcursul este același și ești la fel de productivă, cum am zis, de fiată când vii, gata, ai nouă carte, scrii la ea. Scoasă, lucrezi deja la alta, deci tot timpul avem același... Ești mega productivă. Cum am zis, 12 cărți până acum. Acum urmează să iasă a 12-a carte, acum în noiembrie, odată cu târgul de carte Gaudiamus de la București. Încă nu știu dacă s-a anunțat data oficială în care se va ține acest târg, dar eu am terminat deja cartea. Este vorba de al 3-lea volum din seria Angaraka. E un SF, nu știu, cineva spunea că e space opera. Nu prea mă pricep să încadrez exact cărțile mele într-un anumit gen. Dar, da, aceea va fi a 12-a mea carte. Cum ai spus, dacă nici tu nu știi să-ți încadrezi cărțile, tu ești mereu surprinzătoare așa. Deci ai trecut de la... Care a fost prima? Nu mai știu. Prima a fost SF-ul? A fost o distopie. A fost Ultimul Avanpost. Avanpostul, da. Da, apoi a urmat un fantasy, Neamul Corbilor. Apoi a fost cartea aceea cu virusul care distruge omenirea. Cu un fel de zombie, da, așa? Da, ai fost? Nu mai anticipat nimic? Nu. Da. Ai fost, da, aproape. Da, păi acțiunea, eu când am scris cartea, am scris-o în 2015 și acțiunea se petrecea peste 5 ani. Peste 5 ani de atunci era 2020 și un virus... Aoleu, cine știe ce ai mai scris și pe aici prin Angaraka, deci mi-e și groază să mă gândesc. Da, sper că n-am dat vreo altă idee altcuiva. Dar, da, iar chiar înainte de pandemie a apăruse primul volum din seria Angaraka, a apăruse la o altă editură, care, din păcate, astăzi nu mai activează în modul cum o făcea înainte. Iar anul trecut am decis să mut acel prim volum, care se numește Balanța, la editura Up și automat să scot și volumul al doilea din această serie, care se numește Al doilea răsărit. Și deja ești, deci, cu al treilea ai încheiat, da? Al treilea l-am terminat începutul lui august, finalul lui iulie, nu mai știu exact data, și am trimis-o deja, este la editură, e în proces de finisare, de publicare. Cred că ultima dată ai fost, scriai la Angaraka, atunci te-ai apucat, era așa într-o... Încă nu știa exact nici cu personajele, nici cu subiectul cumva decurge. Cât ai scris? Nu știu, care ți-a luat cel mai mult din această serie? Al treilea când ai scris? Că repede, nu? S-a petrecut. E adevărat că față de celelalte cărți ale mele, când vine vorba de Angaraka, mi-am un pic mai mult. Mi-a cam un an să scriu la ea. Din ce cauză? Pentru că fiecare capitol, sunt niște capitole un pic mai lungi, dar fiecare capitol e scris din punctul de vedere al unui alt personaj. Și atunci trebuie să fiu exact în starea, în sentimentul acelui personaj, ca să transpui pot să scriu, așa. Da, ca să pot să scriu exact, eu știu, cu limbajul lui, eu știu, unui mai inteligent, altul n-a fost la școală, nu știe să scrie și atunci trebuie să mă pun oarecum în pielea acelui personaj ca să pot să scriu din punctul lui de vedere. Și să se simtă bine vocea lui, nu se încurce. Proiectul când l-ai început, când te-ai gândit, așa te-ai gândit sau a venit așa de la sine pe parcurs? Știu că tu ești foarte spontan așa în tot ce crezi. Dar cum, ai gândit cartea sau a fost așa un... În principiu, eu când mă apuc, eu nu neapărat de Angaraka, dar când mă apuc de o serie, știu începutul și finalul. Și după aia, Doamne, ajută ce ai ieșit. Dar, da, de multe ori mai vin așa idei pe parcurs și încerc să le integrez în planul care l-am eu în cap, să văd dacă merge, ce aș putea, eu știu, să mai adaug sau, eu știu, dacă mi se pare că e prea grăbită acțiunea undeva sau nu se simte bine, eu știu, background-ul unui personaj sau nu pot să fac și îți doresc să înțeleagă de ce un personaj are anumite sentimente în față de o situație, na, încerc să le mai dezvolt sau... Dar, na, în principiu încerc să mă țin de un plan. Și... Știu că nu performez în asta, no. Dar... Zi-mi, cum lucrezi așa? Lucrezi constant sau cât de constantă ești în... și de disciplinată, te pui la calculator și zici așa, gata, astăzi trebuie să termin un capitol sau... Nu neapărat, am observat că fiecare carte, fiecare serie, nu știu, a avut așa procesul ei de scriere. Un ritm al ei. Un ritm al ei, un... Uite, de exemplu, când scriam la Neamul Corbilor, nu vedeam scriu decât dimineața la cafea, puteam să stau eu seara până la 2:30, că nu ieșea un cuvânt ca lumea din mine, doar dimineața la cafea. Apoi a fost aia cu, nu mai știu dacă la Zona Zero sau la Proiectul Zero, scriam doar noaptea. Asta cu Angaraka, mai mult pe timpul zilei am scris la ea, când aveam așa un pic de timp. E mai greu acum și cu Ștefan. Câți ani are acum băiețelul tău? O să împlinească 3 ani în octombrie. Deci tu ești oricum mămică și lucrezi, da. Hai să spunem că și lucrezi acolo, ai un job destul de tehnic din câte știu, adică birocratic. Da, eu lucrez ca și declarant vamal, ar veni la noi traducerea în sistemul vamal, fac diverse acte pentru documente de tranzit. Deci ai o viață absolut obișnuită în afara... Uite, colegii știu de tăi, de exemplu, știu că tu ești autoare la noi și ai 11 pe drum, cea de-a 12-a carte. Da? Ei știu și tot timpul mă întreabă, dar în engleză de ce nu traduci? Ah, dar nu știu dacă le-ar înțelege. Oricum o să revenim și la subiectul cu engleza, pentru că știi că tot timpul te întreb. Am o colegă care este din Republica Moldova și care a citit Neamul Corbilor și i-a plăcut foarte mult. Dar totuși te-ai gândit la... Ai avut oferte, de exemplu, să traduci, să... Da, să fie tradusă? Da, eu am într-o discuție de genul acesta cu Rob, înainte de pandemie, nu știu cât a trecut de atunci. Ideea e următoarea, ori scriu o carte care să fie ori direct în engleză, ori cu glume engleze sau situații englezești, ori e foarte greu să faci pe cineva, și nu mă refer neapărat la englezi, pe oricine care nu a trăit în România, să înțeleagă anumite situații. Gen, dacă eu spun că bunica mea avea o carpetă cu Răpirea din Serai pe perete, noi știm ce înseamnă aia, dar probabil cineva care a stat în Franța nu știe. Na. Și atunci îmi place să scriu cărți în română. Tu te-ai încăpățânat să scrii în română, în spațiu românesc. Da. Sunt absolut adaptate la tot ce înseamnă societatea românească, mă rog, că ea o fi utopică la un moment dat sau de nu mai știu care, dar te-ai axat, personajele tale sunt absolut românești. Numele, din câte știu eu, acum nu știu în Angaraka, că într-adevăr n-am citit-o, dar toate celelalte au păstrat aceste caracteristici. Da, în Angaraka e un pic mai diferit pentru că se întâmplă într-un alt timp acțiunea și e cu planete, e cu nave spațiale, cu chestii de genul ăsta și atunci numele nu sunt. A fost prima serie în care, eu știu, mi-am permis să mă joc un pic și cu numele și cu poveștile din spate a unor personaje, să nu fie neapărat 100% românești. Dar celelalte, da, toate acțiunea, inclusiv în cea cu zombii, inclusiv în Neamul Corbilor, care deși e un fantasy și acțiunea se întâmplă într-un oraș fictiv, orașul se numește Stânca Soarelui, e tot un oraș românesc, chiar dacă e Doamne, dar spune, dar orice, cred că orice piatră pe care ai descris-o acolo a fost, e luată de pe, nu? De undeva din realitate și personajele sunt foarte autentice, așa, foarte... Da. Acum că tot am zis de orașul ăsta și vorbeam înainte de începerea emisiunii de... Mi-a plăcut foarte mult faptul că mi-am creat eu așa propriul meu oraș fictiv și deci m-am apucat să scriu o altă carte și acțiunea se petrece în același oraș, oarecum legată cartea respectivă de cea cu Neamul Corbilor, doar prin simplu fapt că acțiunea se întâmplă în același oraș. Aha. Hai să povestim așa un pic de începuturile tale. Știu că povestea ta e super simpatică și cum ai scris tu prima carte și cum ai trimis-o la editură, dar hai să rememorăm acel început. Tu și până atunci ai avut așa ești foarte... Poate nu, are o tentă negativă ce spun așa, nestatornică în, ai fost în obiectivele tale sau în, ai urmat, nu știu, știu că ai fost și la, ce ai urmat? La un moment dat ai făcut, ai fost la... Am terminat litere, engleză, spaniolă, după care am vrut să fac școala de asistente medicale și am terminat-o, dar am vrut să o fac pentru că mi-a place biologia și am vrut să învăț un pic mai în detaliu despre corpul uman, nu mi-am dorit să profesez în meseria respectivă. Dar mie îmi place tot timpul să învăț chestii noi. Nu știu, recent m-am apucat să învăț diverse programe de astea, de programare. Dar nu vreau să fac neapărat ceva cu ele, da? Da, să performez în domeniul respectiv, dar îmi place să știu câte puțin din toate. Dar, da, asta cu scrisul a fost așa, un pic și șoc pentru mine. Mie îmi plăcea să citesc și erau la modă acele distopii americane și pe mine mă enerva faptul că acțiunea se petrecea doar în America și de-aia am scris Ultimul Avanpost, era o distopie și acțiunea se petrecea în România, în viitor. Acum știi și tu că în toate filmele doar... Cine ne salvează, nu? Cine salvează omenirea. Nu puteai să o salvezi tu de aici din, cum, Stânca? Stânca Soarelui, dar e cu fantasy. Și te-ai apucat așa și ai scris. Nu știu care a fost momentul ăla când ți-ai spus tu, hai să mă apuc să scriu și eu ceva, că de ce să tot... Trebuia să fie așa, ca o glumă, am dat-o să citească la prietenii mei și Marius, soțul meu, el a zis, dar știi, e chiar fain, de ce nu o trimiți și tu la o editură să vezi dacă... Asta a fost după ce ai scris-o? Da, după ce o terminasem. Dar nu mi-a luat nici aia foarte mult să o scriu, mai știu, vreo 3-4 luni. Și am trimis-o la cei de la Herkmanet și ei m-au contactat în 2 zile și a zis, hai să publicăm cartea și de acolo n-a mai fost cale de întoarcere. Tu ai avut așa un parcurs, știi, o poveste din aia, ca în povești, adică ca în filme, că alții totuși se chinuie ani de zile, nu știu, își propun de mici să devină scritori, își urmează așa o cale, un parcurs de la care se așteaptă la rezultate. La tine am fost așa, pac, ai scris-o, ai trimis-o, a venit, cum, ai fost anunțat în 2 zile? Da, mi-a trimis pe mail, uite, ne place, mi-au sugerat unele mici modificări, pentru că, evident, eu nu mai scrisesem până în acel moment și nu aveam, nu știu, ochiul format să văd anumite chestii, anumite greșeli pe care ei le-au depistat imediat. De astea, eu știu, am pus paharul aici, dar după aia personajul ia de acolo. N-am tot felul de chestii de astea minore. Și atunci am lucrat o țără pe text. Și, nu mai știu, eu știu că în noiembrie începusem discuția cu ei și în februarie a apărut cartea fizică. Nu vine să cred că în februarie anul ăsta vor fi 10 ani de atunci. Deci ai mai mult de o carte pe an. Da. Am luat o pauză în timpul pandemiei și imediat după ce a venit Ștefan ca să pot să am grijă și de el și... Dar ți-ai reintrat rapid. Da. Hai, povestește-ne atunci cum a fost cum i-a anunțat pe tăi sau, nu știu, pe tata, cu ei ai spus întâi, că am scris și eu o carte sau cum a fost? Aha, da, mi-era foarte groază să-i spun tatălui meu că, uite, ai scris o carte și e despre asta și ailaltă și i-am spus, uite, știi, era cu o zi înainte să apară efectiv cartea, deci ei n-au știut. Și am zis, știi, am scris o carte și am trimis-o la editură și vor să o publice și el a fost, când ai tu timp să scrii o carte, că te joci World of Tanks toată ziua? Și am zis, nu, am scris-o deja, adică e gata, nu că le-am spus la unii că vreau să scriu o carte și până nu am primisem eu exemplarele alea care se trimit de la editură pentru autor, nu m-a crezut până n-a fost cartea fizic acolo. Și nici mama, și ea era așa foarte sceptică, cum ai scris o carte, adică. Și mai mult, adică deja publicată, nu că ai scris-o și o ai în sertar să... ce fac cu ea. Dar odată ce, nu știu, au văzut cartea, au citit ce am scris eu, cred că nici lor nu le-a venit să creadă până la urmă, mai ales că eu nu participasem, eu știu, la cercuri literare. N-ai fost pe la cenacluri, să-ți expui, să-ți prezinți creațiile, să fii un copil așa foarte implicat în chestia asta. Nu, mi-a plăcea să citesc eu cărțile mele, care de multe ori nu corespundeau cu programa școlară și atunci la diverse, știu, cercuri de lectură se citeau tot cărțile care erau și în manual la școală și mie nu-mi plăceau alea, mi-mi plăcea să citesc eu despre monștri și balaură și tot felul de alte chestii. Și atunci nu m-am dus niciodată. Dar... Care a fost reacția, n-am să zic, a publicului, a lumii din jur, a prietenilor, uite, când au aflat că părinții nici ei nu știau? Uite, reacția inițială a tuturor prietenilor mei sau cunoștințelor a fost: uai, ce fain, dăm și mie să citesc, au citit și acum mai nou ieșim undeva, cineva zice o glumă și toată lumea se întoarce la mine, o să pui asta în carte, așa-i? Pentru că au fost diverse situații pe care eu apoi le-am luat și le-am folosit în cărți. Dar mi se pare foarte interesantă să te regăsești în cărțile cuiva. De ce? Nu neapărat am creat un personaj după cineva, dar pur și simplu, eu știu, o glumă auzită a repetat-o un personaj sau... Nu. Ne dai și nouă un semn dacă ne prici pe undeva să ne regăsim. Dar ne regăsim noi când ne citim, dacă e cazul. Cât dintre personajele tale te reprezintă pe tine? Adică cât pui în personajele tale? Cât ești tu acolo? Că sunt foarte diferite. În care te regăsești, de exemplu, cel mai mult? Cel mai mult m-am regăsit până la un punct al vieții în Nicol, din Neamul Corbilor. Dar, nu știu, în toate e puțin din mine, chit că sunt personaje negative sau pozitive, pentru că nu, toți suntem umani și eu mă mai enervez și eu mai am, eu știu, ură pe un anumit lucru sau pe anumite situații și atunci încerc să folosesc emoțiile negative pentru a-mi crea personajele negative și automat și acele personaje au parte din mine. Revenind la volumele pe care le-ai scris, primul a fost, deci... Primul a fost ultimul. Până și parcursul în aceste cărți ale tale nu a fost cel normal. Deci tu nu ai scris să scrii o serie de la cap la coadă, 1, 2, 3. Ai avut vreuna să scrii? Uite acum, Angaraka, cred că ai scris. Nu, n-ai intervenit, da? Sau ai deja altă carte? Da. Păi, bun, deci nu te-ai dezmințit. Da, deci a ieșit primul volum din Ultimul Avanpost, apoi a ieșit primul volum din Neamul Corbilor, apoi a fost al doilea volum din Ultimul Avanpost, apoi a fost Zona Zero și a fost un amalgam, așa, nu mai știai care cum iasă. Bine că le-am scris repede și n-am avut de așteptat. Eu știu, dacă cineva citea Neamul Corbilor, nu avea prea mult de așteptat până și al doilea volum, chiar dacă mai ieșeau alte carte între timp. E adevărat că pentru seria Angaraka a fost prima dată când am scris cursiv primele 3 volume. Să ne înțelegem. Și când am trecut al 3-lea volum, pentru că asta e o serie un pic mai grea de scris, cum are mai multe personaje, am zis că iau o pauză, dar în același timp era dor să scriu din punctul de vedere al unui singur personaj. Și am apucat de o altă carte, care am trecut mai bine de jumate cu ea și va ieși și aia în curând. N-are nicio legătură asta. În ce lume ne transpui acum? Păi aia spuneam la început, că mi-a plăcut foarte mult ideea că mi-am construit propriul oraș, care se numea Stânca Soarelui și care apărea în Neamul Corbilor. Și pentru că asta era o idee așa care încă nu știam unde mă duc cu ea, am plasat acțiunea în orașul respectiv și mi-am dat seama că se leagă oarecum de seria cu Neamul Corbilor, pentru că e tot cu magie, tot cu creaturi de astea mitice din folclorul românesc. Și am zis, hai să o las tot în același oraș să se întâmple acțiunea. Și e fain că din când în când mai apare câte un personaj din serial. Deci, așa, crezi așa o legătură între ele? Da, o mică legătură, dar cum zic, seriile vor putea fi citite și separat. Adică nu e musai să o citești pe asta ca să înțelegi ce se întâmplă în cealaltă. Bun, explicăm și mie cum poți să sari așa de repede de la o carte la cealaltă. Că dacă ți-ai urma seria, să scrii, acum scrii despre vampiri și creaturi mitologice și eu mai știu ce, acum sunt pe zombie și pe așa, acum sunt în anul, nu mai știu, în cât se petrece Avanpostul, acțiunea prin 2030, 40 sau 46. Câte? Așa. Tu treci așa cu ușurință dintr-o lume în alta. Cum am spus, scrii, acum scrii așa, ai terminat, peste o lună scrii despre... Cât de ușor sau greu ți este să te transpui în aceste lumi și să faci trecerea asta? Că rămâi totuși agățat de ce ai scris înainte. Ai scris într-un ritm, într-un mod, într-un alt stil. E destul de ușor să trec. Acum, din păcate, eu am și un deficit de atenție. Care, uite, că ți-este... nu, dar care cred că... e bun în anumite situații, pentru că scriu ce scriu la seria asta și dintr-o dată, idee. Trec, gata, m-am uitat ce am vrut să scriu la asta și am ideea respectivă. Nu e chiar foarte productiv, dar... E foarte creativ. E foarte creativ, da. Și chiar cu o zi înainte să termin al treilea volum din Angaraka, vorbeam cu cineva pe net. Acum la modă sunt cărțile cu ceva dragoni pe dincolo, ce am citit și eu și îmi plac. Și vorbeam despre o carte care se numește Fourth Wing, a patra aripă sau ceva de genul ăsta a fost tradusă la noi și, nu știu, vorbind, ziceam de dragoni și i-am spus, da, știi că și noi avem oarecum dragoni în poveștile noastre clasice, atacă le ziceam balauri. Și vorbeam așa puțin de chestia cu tărâmul celălalt, de unde veneau smeii și eram... și așa în capul meu deja simțeam cum se învârte o rotiță. Și ideea cărții e un fel de reinterpretare la basmul celebru românesc Prâslea cel Voinic și Merele de aur, dar în zilele noastre. E un fel de continuare a ce s-a întâmplat atunci cu acum. Da. Deci cartea asta e cu smei și cu balauri ei. Când te apuci de o carte nouă, ce ai în cap? Cu ce începi? Acțiunea, un personaj, există un punct de reper să-ți pui, cum ai spus tu, îți trece așa o idee prin cap. Care e cea mai... Nu știu, de multe ori văd o scenă în capul meu și să mă gândesc că... Hai să zicem, nu știu, e o scenă de bătaie, da? Și mă gândesc oare cum au ajuns personajele alea sau de ce au ajuns să se bată? Și atunci îmi creez toată povestea din spate. De asta zic, de multe ori eu știu începutul și finalul. Și restul trebuie să creez cumva pe parcurs ca să poată să ajungă din punctul A în punctul B. Cât de consecvent ești din punctul A în punctul B? Adică acțiunea decurge așa normal în capul tău și personajele au o anumită evoluție sau... Ai scris și stai că revin, mai bine îl plasez altundeva, mai bine se încheie acțiunea altcumva, adică intervii, modifici ce ai... Da, obișnuiesc să mai modific, dacă eu știu, îmi vine o idee mai bună sau eu știu, un dialog mai bun, vreau să-l schimb. Principiu, nu zic că 100% din cazuri, cam cum îmi fac ideea de la început, cam așa continuă. Dar, da, am avut momente în care scriam ce scriam și dintr-o dată nu, stai, șterge, bag altceva. Și știu că ai mai dădeai soțului tău să mai citească așa ce ai scris. Bine, și pe el reușești să-l surprinzi de fiecare dată. Dar ții cont așa, întrebi, ceri vreo părere sau înainte de a trimite la editură? Sau... Da, am pe soțul meu, care tot timpul citește. Am o prietenă, Diana, care locuiește în Ipswich, în Anglia. Ei sunt așa numiți mei beta readers și țin cont de părerile lor. Acum am mai avut și în trecut alți prieteni care mai citeau înainte de a trimite. Momentan sunt numai ei doi. Dar da, mai țin cont așa de păreri sau dacă ei îmi spun, băi, uite, faza asta e plictisitoare, adică chiar trebuie dialogul ăsta aici, că n-am înțeles nimic din el. Și atunci ori îl fac mai interesant, ori îl scot cu totul. Na, e bine să mai ai și o altă, na, un alt set de păreri asupra cărții. Mie îmi plac așa discuțiile tale cu Marius sau despre Marius, pentru că lățile trecute era și el, l-am mai avut, dar așa mai povestea cum îl surprinzi sau nu știu, cum te mai trezești noaptea și m-am gândit să scriu nu știu ce. Continui să-l surprinzi tot așa, că cred că el este primul căruia îi spui, îi povestești. Da. Tot timpul îi dau când îi să citească și mai nou, înainte îi spuneam, uite, vreau să scriu o carte despre chestia asta și îi spuneam, uite, vreau să ajung de acolo, acolo și mai nou văd că îmi spune, dar nu mai zice ce se întâmplă, lasă-mă pe mine să citesc. Și a devenit un pic mai greu să vorbesc cu el dacă nu a citit încă, eu știu, un paragraf pe care l-a scris sau... Dar uite așa reușești să-l surprinzi, adică îți citește, dacă a spus chestia asta înseamnă că îți citește cărțile cu interes, adică reușești să păstrezi, am văzut că păstrezi în fiecare cartea ta, ai pe lângă acțiunea în sine, ai suspansul ăla, deci suspansul menții până la final, personajele te surprind, ajung din bune malefice și invers, sunt într-o continuă schimbare așa spre surprinderea cititorului. Asta era, nu este o parte grea să tot așa îl neamăgești până la urmă, nu mai știi ce să crezi. Cât de greu e să păstrezi așa și partea asta de suspans, adică pe lângă firul acțiunii în sine și să găsești... Păi, partea asta așa nu e chiar atât de grea. Ce e mai greu e pentru mine să tac și să nu vorbesc cu cineva despre chestia asta, pentru că de multe ori am tendința, dacă eu știu, postez ceva pe net, am scris în seara asta, să vreau să și spun ce am scris și trebuie să stau tot timpul și să mă gândesc, știi, oamenii ăștia o să citească de voia peste câteva luni partea aia, hai să nu le stricăm surpriza. Cam asta e... partea grea, să citească altcineva cartea. Ai urmăritori. Eu știu că și tu când ai venit, cum spuneai, cred că noi te-am prins după câta. Erai deja pe Neamul Corbilor când ai venit prima dată la Lugoj, nu mai mi-amintesc, dar... Cred că prima dată am venit cu Zona Zero, dacă nu mă înșel. Nu mai știu nici eu. Oricum prima dată ai venit să prezinți o carte a Corinei Ozon, seria ei de amanții și așa am aflat și noi de tine. Nu știam că ești autoare. Dar tu când ai venit deja atunci să faci prezentarea, deși nu erai la o lansare de carte de-a ta, aveai deja fani în Lugoj. Noi, de asta spun. Cum a auzit, cum știa deja lumea despre tine? Că era destul de aproape de momentul lansării tale. Deja... În principiu am încercat să folosesc toate metodele noi, sau mă rog, care erau atunci noi, de a atrage publicul spre cărțile mele. Atunci mergeau foarte bine, eu știu, videoclipurile pe YouTube sau, eu știu, textele haioase pe Facebook. Astăzi am renunțat la ele, am și o TikTok și reel-uri pe Instagram și tot felul de prostioare de astea. Mai nou am început să mă folosesc de inteligența artificială ca să creeze anumite scene din cărțile mele, ca să le pot prezenta, pentru că e mult mai ușor, mai ales la seria asta, cum zic SF-ul, mulți când aud SF-ul zic, text greu, descrieri, nu vreau să citesc asta. Și atunci, în alea 10 secunde sau 6 secunde cât faci tu un reel sau un clipuleț pe TikTok, l-am creat folosind inteligența artificială, cu descrierile din carte, cu trăsăturile specifice anumitor personaje, ca să poți să generezi interesul, știi, oamenilor, că ia uite ce faină e secvența asta, ia uite citatul ăsta, pentru că rata de atenție în ziua de azi s-a micșorat foarte mult, adică dacă în primele 3 secunde nu ai atras atenția cu ceva, a dat mai departe și a trecut. Deci, pe lângă, noi am mai vorbit așa cu artiștii care au mai venit sau, nu știu, sportivi sau oricine face ceva altfel sau trebuie să fii foarte vizibil pe tot ce înseamnă rețelele astea de socializare, pentru că contează acest impact și E o rețetă până la urmă a succesului, dar nu știu, nu e greu să, pe lângă partea artistică și creativă, să te ocupi de toate astea, că marile vedete clar au pe cineva care se ocupă de toate. Și dacă nu știi, poate sunt persoane care nu se adaptează, nu știu să facă reels-uri sau filmulețe, cum ai spus tu, ajutați de inteligența artificială. Da, e un pic greu. Acum, nu știu, na, fiecare are publicul lui. Publicul meu fiind un pic mai tânăr și fiind prezent mai mult pe rețelele astea, am încercat eu să mă adaptez, știi, la ei și la ce le place lor, pentru că, din păcate, și asta e o chestie pe care foarte multă lume care, nu știu, scrie o carte, are impresia că dacă o scris-o și a apărut în librărie, lumea o să audă automat de ea. Din păcate, astăzi nu. Și o chestie care am observat-o de-a lungul anilor, dacă lumea nu place autorul, nu va cumpăra cartea. Deci ori te promovezi pe tine ca și autor, ori nimeni nu-ți va cumpăra cartea. E o chestie care, uite că vorbeam de Corina, care a făcut-o și ea, s-a promovat pe ea, după care a zis, ia uite, astea-s cărțile mele, știi? Am văzut acest curent și voi ați fost multe acolo și la editura Herkmanet, a fost Corina, a fost Petronella Rotar, care chiar am văzut și are aceeași viziune sau la fel se promovează autori care sunt buni și care probabil au scos cărți mult mai bune decât ale mele, să scrie o carte bună și dar uite, nu se descurcă la partea asta de promovare sau nu o înțeleg sau nu vor, poate preferă, eu știu, o viață mai personală, mai închisă, nu vor să fie prezenți pe social media. Din păcate, asta e lumea în care trăim. Trebuie să ne adaptăm. Bine, în mod normal sau în urmă cu 20-30 de ani, editura s-ar fi ocupat, dar și ele și-au schimbat, cred că, această perspectivă. Lasă la latitudinea autorului să se promoveze, că înainte nu avea alte... Nu. Eu îmi fac tot. Eu vorbesc cu, eu știu... acum nu le mai spune recenzori, le zice bookstagrammers sau booktalkeri. Eu vorbesc cu ei, eu ofer materiale pentru promoția cărților mele. Deci și partea de recenzie e făcută tot așa, se pleacă din... Nu o spun cu răutate, dar în principiu editurile sunt foarte... Și se limitează doar la partea asta. La partea asta de vânzare, de distribuție, de logistică, care e foarte ok realizată, pentru că eu una n-aș putea să mă ocup să mai și vând, să mai și trimit cărțile la oameni acasă dacă au comandat de pe site-ul meu, dar în același timp publică un volum foarte mare de autori, de cărți și atunci nu au cum să îi promoveze pe toți și de multe ori întâlneam chestia asta. Eu am publicat la mai multe edituri, veneau alții și spuneau, dar de ce îl promovezi pe ăla mai mult sau pe ăsta la altul? Dar nu ne promova editura, ne promovam noi. Știi? Bun, dar și dincolo este aceeași abordare față de... Nu, dar hai să nu comparăm, pentru că în România, ca o carte să fie considerată bestseller, trebuie să vândă 5.000 de exemplare, în Anglia trebuie să vândă 500.000. Deci... Da. E o diferență. Bun, pe tine totuși te bate gândul să acorzi până la urmă. Știu că tu nu vrei să renunți așa nici la personajele, nici la specificul lumilor tale create. Dacă ar fi să primești o ofertă, pentru că acolo acum ești în Marea Britanie, să se schimbe această perspectivă, la cât ai fi dispusă să renunți din? Pentru că, așa cum ai spus tu, clar, ca să aibă o carte succes dincolo, trebuie adaptată la lumea de dincolo până la urmă. Nu știu, nu vreau să spun că niciodată nu o să fac chestia asta. Momentan, cel puțin pentru următorii 2 ani, am timpul ocupat cu aceste noi volume pe care vreau eu să le scot și automat necesită un pic de promovare și apariții pe la diverse târguri de carte. Poate când o să fie Ștefan un pic mai mare și merge la școală și o să am un pic mai mult timp liber, o să mă ocup și de chestia asta, dar momentan nu. Cărțile tale, eu nu mai știu dacă am vorbit acum sau când ne-am vorbit și înainte de emisiune, nu mai știu cum, vorbeam despre că sunt deja audiobook-uri și Cum a fost această experiență? Și din partea cui a venit? Trebuie tot așa tu să încerci să găsești, să te promovezi sau să... Nu, oferta de audiobook-uri a venit în timp ce noi eram încă în pandemie. Cei de la Herkmanet au fost contactați de o firmă din Suedia. Ei au o aplicație numită Storytel, unde sunt disponibile mai multe audiobook-uri în diverse limbi. Și ei căutau să cumpere drepturile audio pentru mai multe cărți din România și s-au interesat inclusiv de cărțile mele. Și atunci am semnat un contract, am fost plătită pentru că am cedat dreptul audio pentru 5 ani. Ei s-au ocupat, dar eu din punctul ăla n-am mai avut niciun cuvânt de spus, adică ei au ales, da, ei au ales, eu știu, în ce studio se realizează înregistrarea, ce actor va citi, cum. Să fiu sincer, eu până în februarie, când mi-a spus cineva că mi-a auzit cărțile pe platforma respectivă, nici nu știam că au ieșit. Și atunci... Ți le-ai ascultat? Da. Mi-am făcut și eu abonament, exact ca și toată lumea, și mi-am ascultat și eu cărțile. Deși până în punctul acela eu nu eram fan audiobooks, nu ascultasem niciuna și până la urmă m-am trezit că ascult o grămadă de ele, nici măcar nu mi-am mai anulat abonamentul. Cum a fost așa să-ți asculți, mai ales că, așa cum spuneai tu, nu ai avut un cuvânt de spus, deci practic nu ai știut absolut nimic, ai auzit forma finală? Dar, sincer, mă bucur că a fost așa, că... Probabil ai fi vrut să te implici dacă era să prinzi în etape, da? Și dacă ce-aș fi ales eu n-ar fi fost la fel de bun. Da, a fost un pic ciudat la început, mai ales să aud pe altcineva citind cărțile mele, cu intonația lor, cu interpretarea lor, poate în capul meu, știi, suna altfel vocea unui anumit personaj, dar... A fost chiar mai bine decât mă așteptam. Chiar mi-au plăcut mult cum au ieșit. Știu că ți-am mai pus această întrebare de fiecare dată când ai venit la emisiunile noastre sau în dialogurile noastre pe care le-am avut. Dacă ar fi să fie ecranizate vreuna dintre cărțile tale, pe cine ai vrea așa să... Ce actori ai crede că se pliază pe personajele tale? Care ar fi actorii preferați sau pe care ai vedea în rolurile... Nu știu, înainte îmi venea un pic mai ușor să răspund la întrebarea asta, că ziceam, a, da, ăla, dar, uite, acum cum a fost chestia cu audiobook-urile, probabil nu mi-aș fi gândit niciodată la actorii respectiv să citească. E clar că nu sunt făcut pentru a organiza castinguri, așa că o să las, eu știu, în ziua în care o să vină cineva și să-mi cumpere drepturile video pentru cărțile mele, o să-i las pe ei să se ocupe de asta, că e clar că eu n-am nicio... Da, totuși trebuie să ai pe cineva care ți-ar place ție, nu știu, l-ai vedea așa. Ți-ai gândit vreodată să faci un personaj după, uite, inspirat de vreun actor ceva sau să-ți fie un actor, o actriță, n-ai avut... Nu știu de ce foarte multă lume îmi spusese, uite, na, hai să zic și eu un actor, că o vedeau pe Diana din Ultimul Avanpost ca fiind interpretată, mă rog, acum 10 ani, în aici cartea de Scarlett Johansson. Nu știu, probabil pentru că ea era broșcată în seria aia cu Avengers și personajul meu principal era... Deci au fost mai multe persoane care ți-au spus același nume. Da, dar nu știu de ce. Dar așa nu, deci spui că nu ai... Bun, te mai gândești până când te contactează cei de la Hollywood sau, eu știu, poate din vreo serie adaptată în Marea Britanie, nu? Cu actori... Sincer, uite, eu scriu cărți românești, mi-ar plăcea dacă chiar s-ar face un film să se facă în România, cu actori români. Uite, nici măcar eu n-am pus problema așa. Nu m-am gândit așa. Da, și asta este posibil. De ce? Dar... Pentru că și noi avem actori foarte buni. De ce n-am folosit actori românești, regizori românești, scenariști? Pentru că la noi e mai greu, știi, cu producția și cu... Ai văzut, industria noastră de film nu se... Eu am o sticlă și cred că tot îmi dau cu piciorul, imediat să mă certe și de fi, pardon. Da, uite, dacă ar fi un actor român, ți-ar veni cineva în cap? Nu neapărat, că na, trebuie să aleg la ce carte mă gândesc, după care trebuie să aleg, eu știu, personajul. Nu mă gândesc la un actor anume, sunt convinsă că, mai ales nefiind în domeniul meu, sunt o grămadă de actori buni pe care eu nu-i știu și atunci de ce să zic unul și să fie altul mult mai bun? Dacă ar fi să alegi una dintre... ai vreuna să fie de sine stătătoare vreo carte? Nu, toate au o continuare sau o... Toate sunt serii până la urmă. Asta cu Zona Zero, Proiectul Zero, sunt de sine stătătoare, doar că na, dacă le citești, înțelegi mult mai bine povestea întreagă, dar poți să citești Zona Zero singură, că conține unele personaje, Proiectul Zero conține alte personaje, chiar dacă se întâmplă în același univers. Nu știu, acum am înțeles că le spune multiverse la toate chestiile astea, dar nu. Dacă ar fi să spui care ar fi seria ta favorită? Nu am o serie favorită. În schimb, am descoperit că am o carte favorită, Blestemul Zorilor din Neamul Corbilor, dar nu știu de ce. Dar să știi că toată lumea, uite și eu citindu-le, ți-am spus, în afară de ultima serie, eu cu asta te asociez cel mai mult, cu Neamul Corbilor. Deci, cu seria, poate, cum ai spus, fiind, punând tu în personajul acelei serii ceva din tine, lumea de asta te asociază cu... Probabil. Și eu și personajul principal din seria aia avem tricor cu Iron Maiden, probabil de... Chiar erau și da. Uite că ai spus acum de... Știu că tu ești o rockeriță înflăcărată, de-aia m-am schimbat imediat să fiu cu floricele și tu. Da, tu, cum am zis, tu ești mereu surprinzătoare, că noi am mai fost, ne-am mai întâlnit pe la lansări de carte. Tot timpul eram îmbrăcată nepotrivit cu cum veneai tu, știi? Mă așteptam la ceva, citind cartea, pregătindu-mă pentru așa. Și când am venit și eu mai pe rock, tu erai în brochiță cu flori sau deci niciodată. Dar acum am fost pregătită așa cu mai multe variante, deci m-am adaptat și eu. Pentru că Ștefine a făcut să mai avem așa doar vreo 5 minuțele. Ce proiecte de viitor mai ai? Ce vrei acum să mai... Tot anul acesta vreau să relansez Zona Zero, că tot am vorbit de ea. O să apară la editura Up într-o variantă mult mai bună decât a fost până acum. Anul viitor vreau să relansez și Proiectul Zero, iar în seria respectivă mai trebuia să apară o carte. Din păcate eu atunci am încheiat contractul cu acea editură la care eram în momentul respectiv, dar tot am promis că o să scriu cartea aia și aș vrea neapărat să o scriu. Se numește Ziua Zero. Iar așa, va fi un pic de sine stătătoare, dar în același univers cu astea alte două. Trebuie să scriu volumul al 4-lea din seria Angaraka și trebuie să termin cartea asta, care momentan nu are nume. Este cartea cu numărul 13, drept pentru care am un fișier care se numește 13. Da, și vreau să o termin și pe asta. Deci asta zic, următorii 2 ani sunt cam ocupați. Am înțeles. Suntem curioși data viitoare când vine la noi cu ce ne-am mai surprins, pentru că tu și dacă ne spui o chestie că până ajungi... Hai să uităm tot ce am zis. Unde te găsește lumea? Unde știe să te urmărească? Unde te poate găsi? Pe toate canalele de socializare. Pe mine mă găsesc în Lavinia Călina, pe TikTok, pe Instagram. Nu... Acolo găsești detalii despre cărți, să mă gândesc dacă dau cu un... Știi că eu îmi place cu Google-ul, tu știi, și când te caut, data trecută, nu mai știu, era pe la, nu mai știu, la emisiune, cred că ți-am zis, aveai vreo 55.000 de căutări așa acum. Am văzut azi dimineața trecută și pe la vreo 150 parcă. Păi nu, că dau acolo, știi, să văd că nu apuc să mă documentez. Deci tu, de când vorbesc eu așa, după o lună, pot să mai încă o carte scoasă și atunci trebuie să dau repede să văd ce ai mai făcut. Lavinia, mulțumim mult pentru prezența în emisiune. Mulțumesc. A trecut prea repede, au trecut acele 45 de minute, n-am apucat să vorbim noi tot, dar te așteptăm data viitoare, poate... n-am mai spus și că ai fost, uite, în orașul tău natal, Caran-Sebeș, am uitat, ești cetățean de onoare ultima dată, când ai fost, felicitări. Mulțumesc mult! Deci, poate te prindem când vii, la Târgul de Carte și... Vii și în zonă sau doar în București? Nu știu dacă o să vin și în zonă, dar eu o să revin în ianuarie-februarie anul viitor. Bun, te așteptăm suntem curioși cu ce mai vii data viitoare. Mulțumim mult că ai venit pe la noi. Încheiem aici 45 de minute foarte interesante cu Lavinia Călina. V-a spus unde o găsiți, pe toate rețelele de socializare, are și cont. Pe noi ne găsiți și pe noi pe rețele, pe YouTube avem acolo canalul nostru, dați un subscribe și ne vedem data viitoare.